Efectul fluturelui, un nume și un concept formulat de matematicianul și meteorologul american Edward Norton Lorenz în anul 1960. Acesta definește teoria conform căruia orice schimbare, oricât de mică, poate duce la un eveniment de proporții. De exemplu, un fluture, ale cărui bătăi din arii pot da naștere unui uragan într-un punct foarte îndepărtat al lumii, sau mai puțin dramatic, precum provocarea unor turbulențe pentru un avion aflat în zbor. Mici variații ale condițiilor inițiale ale unui sistem dinamic neliniar pot produce variații majore pe termen lung în întregul sistem, deci fac posibile și tornadele. În afară de hazard, în această teorie există și o componentă poetică, aproape taoistă. În esență, teoria efectului de fluture ne spune că un sistem haotic, cum ar fi cel meteorologic, nu poate fi anticipat cu mai mult de câteva zile înainte. Prezența fluturelui în acest sistem este mult mai puțin prozaică. De fapt, numele teoriei a fost determinat de forma modelului computerizat care a dus la descoperirea sa. Edward Lorenz a creat un model numit atractor straniu. Este vorba de o linie care formează alternativ spirale în jurul a două ovale adiacente, descrind soluția haotică într-un set de ecuații interrelaționiste. Edward a descoperit că forma atractorului este extrem de sensibilă la condițiile inițiale. Deplasarea punctului său de start doar puțin în orice direcție provoacă desenarea unui alt fluture. Dar haide să aruncăm o privire peste un exemplu care ți-a schimbat viața. Primul război mondial a fost un eveniment care a schimbat cursul vieții tuturor persoanelor. Dar ce-ar fi fost dacă acesta nu ar fi avut loc niciodată? Ei bine, teoretic, rezultatul ar fi putut fi dezastros, pentru că un alt război mult mai devastator ar fi putut începe. Dar totuși, dacă nu s-ar fi întâmplat un alt război? Să presupunem că nu s-ar fi întâmplat primul război mondial sau un altul și logic nu ar fi avut loc nici al doilea război mondial. Hitler nu ar fi ajuns la putere, nu ar mai fi murit peste 60 de milioane de oameni. Drept urmare, conform teoriei, nu ar fi avut loc nici conflictele din Orientul Mijlociu, nici talibanii, nici Al-Qaeda și nici ISIS. Dar mulți spun că primul război mondial trebuia să se întâmple și probabil au dreptate, acesta fiind o combinație a multor lucruri. Dar totuși putem analiza un mic eveniment pe care dacă l-am altera, am putea schimba cursul istoriei în totalitate. Acest mic eveniment implică o mașină și un viraj greșit. Ei bine, această mașină îl transporta pe arhiducele Austriei, Franz Ferdinand. În 28 iunie 1914, mașina sa a fost atacată cu o grenadă care nu și-a atins ținta, dar a reușit să rănească pasagerii unei alte mașini. Mai târziu în acea zi, Franz a dorit să viziteze persoanele rănite de explozie, dar din cauza unei erori a șoferului care a virat greșit pe stradă unde se afla tânărul de 19 ani, Gavrilo Princip, unul dintre cei implicați în atacul din dimineața acelei zile, acesta a văzut mașina lui Franz și a fugit spre el, omorându-l pe el și pe soția sa. Dacă șoferul nu ar fi virat greșit, Franz nu ar fi fost ucis. Austria și Ungaria nu ar fi declarat război Serbiei, Germania să declare război Rusiei, urmată de Franța și Belgia, forțând Marea Britanie să declare război Germaniei, astfel pornind primul război mondial. Dacă Franz nu ar fi fost asasinat, primul război mondial nu ar fi început așa. Desigur, nu ar fi fost prevenit și ar fi început din alt motiv, iar rezultatul ar fi fost total diferit. Și toate astea datorită unui șofer care a virat greșit. Un alt exemplu este acest videoclip care îți va influența sau schimba viața într-un fel sau altul. Lucru pe care nu l-ai fi crezut posibil până să afli de efectul fluturelui. Aceste 5 minute pe care le-ai petrecut vizionând clipul te-au făcut să nu ieși afară și probabil să nu pățești ceva rău. Sau ți-au oferit un subiect de discuție cu prietenii tăi. Poate o să crezi că creșesc. Dar toți suntem aici să servim un scop, într-un fel sau altul. Iar fiecare dintre noi influențăm viața altora mai mult decât credem. Și cu cât înveți mai mult despre asta, curând vei ajunge să realizezi că titlul acestui videoclip nu este un clickbait. Minutele pe care le-ai petrecut vizionând acest clip ți-au schimbat viața, pentru că spre deosebire de milioane de alți oameni, acțiunile tale de astăzi vor fi diferite. Unele pot fi lucruri mărunte, care se vor întâmpla astăzi sau săptămâna viitoare. Dar în viitor acțiunile tale de astăzi pot să schimbe viața și fie că vrei sau nu va avea un efect major asupra celor din jurul tău. Dar ce înseamnă toate astea?
Ei bine, viața ta este prețioasă și este rezultatul a miliarde de evenimente care au dus la existența ta și la alte miliarde de evenimente care urmează să se întâmple în viitor. Deci, lucrează la proiectul ăla pe care ai vrut mereu să-l faci. Alege liceul sau facultatea care îți place. Invită fata pe care o placi la un suc pentru că în viitor ați putea avea o familie împreună. Și nu subestima niciodată micile acțiuni pe care le faci, pentru că pot avea un rezultat imens, nu doar asupra vieții tale, ci și a celor din jurul tău. Deci dacă ai crezut vreodată că viața ta nu contează, crede-mă, contează enorm. Nu uita, dacă îți place videoclipul, să dai un like, dacă nu îți place, să dai un dislike, iar dacă vrei să-ți exprimi părerea, scrie un comentariu.